Lecții de viață pentru adolescenți de la o supraviețuitoare a Holocaustului și nu doar a Holocaustului, ci a experimentelor umane făcute de doctorul Mengele asupra perechilor de gemeni. Eva Moses Cor este unul dintre copiii care a supraviețuit acelor experimente alături de sora sa Miriam, decedată în 1993. Eva se află în aceste zile în România, iar astăzi le-a oferit câteva lecții de viață adolescenților de la liceul unde și ea a învățat, fosta școală de fete Regina Maria, actualul liceu George Coșbuc. Să crești mare e un lucru dificil, indiferent că locuiești în SUA, în România sau în orice altă parte a lumii, pentru că așa e, să crești e greu. Așa că, dacă renunți la tine, la visele tale, nu vei mai crește. Fiecare om are un creier extraordinar. Din mintea voastră vor izvorî răspunsuri care vă vor ajuta. După ce a ieșit de la Auschwitz, Eva și sora ei au locuit 5 ani de zile în Cluj-Napoca la o mătușă. Apoi au plecat în Israel, de unde au luat viața de la zero. Eva s-a căsătorit cu un evreu și el supraviețuitor al Holocaustului, apoi s-au stabilit în Statele Unite ale Americii. De mai bine de 70 de ani, Eva luptă neobosită să facă lumii cunoscută experiența traumatizantă a evreilor și le vorbește oamenilor despre puterea iertării, după ce ea însă și-a iertat pe toți naziștii. Iertați-i chiar și pe cei mai mari dușmani ai voștri. Vă va ajuta să vă eliberați. Chiar dacă sunteți tineri, aveți 15, 16, 17, 18 ani, sunt sigură că toți ați avut experiențe în viață care v-au dărâmat, v-au făcut să fiți furioși și poate v-ați fi dorit să schimbați situația. Dar doar eu pot să schimb orice mi se întâmplă mie. Poate altcineva să facă acest lucru în locul meu? Nu. Și asta este tragic, când ceva rău mi se întâmplă și nimeni nu poate schimba acest lucru. Deși are 84 de ani, Eva Cor este pozitivă și vorbește pe limba tinerilor. A făcut glume cu elevii, s-a pozat împreună cu aceștia și a vorbit cu ei despre puterea tweet-urilor. Așa că nici vorbă ca tinerii să fie plictisiți la o astfel de întâlnire istorică. Nu sunt reticenți. Ei sunt deschiși la orice fel de experiențe de învățare și întâlnirea cu un supraviețuitor al Holocaustului, care, așa cum ați văzut, este bine ancorat în realitate, nu face decât să ușureze acest contact și dialogul să se înfiripe mai ușor. Pentru că elevii noștri sunt elevi cu acces la tehnologie și foarte bine informați, astfel încât de acum le va fi mai ușor să se intereseze despre doamna Eva Cor, având în vedere că are o aplicație dedicată și îi place să stea online. Întâlnirea Evei Cor cu elevii din Cluj a avut loc în contextul comemorării victimelor Holocaustului, organizat în fiecare an, în jurul datei de 9 octombrie.